Ne-am întors pentru ultima parte a acestei emisiuni. Domnul Cătălin Mihai, președintele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, și domnul Dan Nicodim, vicepreședintele Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei. Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, organizatoarea unui protest vis-a-vis de organizarea diverselor evenimente în Sala Tronului. Domnilor, personal, cred că am discutat despre acest eveniment sau despre nemulțumirile dumneavoastră și cred că am epuizat subiectul. Dacă doriți să mai spuneți ceva în legătură cu acest subiect, vă rog. Dacă nu, vă rog. Doar să adăugăm că, în sensul remedierii acestei situații, intenționăm să cerem o audiență și domnul ministru al culturii, fără entuziasm, dar o să o cerem, și probabil cu parlamentarii care au protestat să ne gândim ca prin lege să reglementăm nu numai pentru Sala Tronului, dar și să aducem o reglementare juridică acestor clădiri simbol ale României, pentru că sunt multe care sunt în paragină. Casa lui Alexandrie, Casa lui Maniu, țara e plină de lucruri de astea. Da. O lege să le reglementeze și să le conserve și să le... votată de majoritatea parlamentară. Pun cu o presiune, cred că poate să fie convinsă și majoritatea parlamentară, pentru că sperăm ca și acolo să fie minți echilibrate. Și al doilea argument ar fi că dânșii au o singură problemă, o singură obsesie, și dacă nu atinge obsesia lor, o să treacă. Adică, o asemenea lege nu are de-a face cu legile justiției. Am înțeles. Domnule președinte, aș vrea să mutăm discuția noastră undeva spre politică, pentru că mă interesează dumneavoastră, ca președinte al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, vedeți lucrurile poate altfel decât mine, de exemplu, în ceea ce privește politica, politica românească. Și aș vrea să vă întreb, dintre partidele importante, cele parlamentare, să spunem, sau neparlamentare, și mă refer, de exemplu, la partidul domnului Cioloș, care, cel puțin până săptămâna trecută, creștea în sondajele de opinie destul de bine. Și vreau să vă întreb, simpatia dumneavoastră, din punct de vedere al monarhistului, către cine se îndreaptă? Vorbiți despre restaurarea monarhiei. Cu ce partid la putere credeți că s-ar putea întâmpla acest lucru? Din nefericire, nu aș putea să spun că există un partid care în integralitatea sa să susțină restaurarea monarhiei. Bineînțeles că în fiecare partid există oameni care doresc restaurarea monarhiei. În fiecare partid. Să știți că am întâlnit chiar proporții și diferite, chiar și din PSD am întâlnit senatori. PSD-ul chiar a manifestat, sau liderii PSD au manifestat o simpatie în ultimii ani față de Casa este Regală. Este adevărat, dar nu știu dacă au manifestat această simpatie pentru că cred cu adevărat și își doresc cu adevărat o eventuală restaurație, ci mă gândesc dacă nu cumva doriți să folosească ca o armă împotriva președintelui. Dar am întâlnit membrii ai PSD-ului, senatori și deputați, care într-adevăr au convingeri monarhiste. Cred că soluția pentru România este monarhia constituțională și asta și datorită profilului poporului român. Mai rar astfel de convingeri în rândul oamenilor cu convingeri politice de stânga. Este adevărat că, în general, cei cu convingeri de dreapta sunt pro-monarhie. Și în realitate am cunoscut și am întâlnit mult mai mulți oameni din partidele, să spunem așa, de dreapta, deși cu greu se mai poate vorbi în România în momentul de față de stânga și dreapta, greu se poate spune despre PSD că în momentul de față este un partid de stânga, pentru că a avut unele măsuri liberale, au luat unele măsuri liberale, cu greu se poate spune despre PNL că este un... De liberare mai degrabă decât liberale. Și de liberare. Dar nu, să știți, chiar au avut unele măsuri din punct de vedere economic, fiind practic măsuri de dreapta. Cu greu se poate vorbi despre PNL ca fiind un partid de dreapta, pentru că au avut atunci când au fost la guvernare, au avut măsuri de stânga
Cu păi greu se poate vorbi despre un SRE că este de stânga sau dreapta. Vremea domnului Tăriceanu, nu? Poftiți? Ultima oară când PNL-ul a fost la guvernare ca principal partid a fost pe vremea domnului Tăriceanu. Este domnul Tăriceanu, principalul aliat al Partidului Social Democrat în zilele noastre. În zilele noastre, da. Ceea ce arată o oarecare afinitate către stânga politică a domnului Tăriceanu. Putem spune. Da, dar nu, asta nu înseamnă că toți cei cu afinitate către stânga sunt acum în ALDE. Nu, aș putea să spun că toți oportuniștii sunt acum în ALDE, care au văzut o oportunitate în alianța aceasta cu PSD-ul și atunci au mers alături de Tăriceanu pentru a ajunge la guvernare. Poate că mai sunt, nu sunt toți oportuniști sau oportuniști în sensul negativ, ci oameni care cred în continuare în, să spunem, destinul politic al domnului Tăriceanu. A fost un premier pe timpul căreia, într-adevăr, economia românească s-a mișcat. S-a mișcat, poate... dar nu neapărat datorită deciziilor luate de Că a fost norocos, că a fost priceput, asta rămâne de văzut sau istoria va judeca. Dar lucrurile se mișcau într-un fel, într-un anumit fel în acea perioadă, cel puțin în domeniul economiei. Poate că are simpatizanți, domnul Tăriceanu a reușit să intre în Parlament cu partidul dumnealui singur, nu participând alături de alt partid pe o listă a unui partid puternic. Da, este are simpatizanți, are zona de electorat propriu. Nu cred că partidul sau parlamentarii dumnealui sunt neapărat numai oportuniști. Da, probabil că oportuniști sunt și... găsim în fiecare partid într-o măsură mai mică sau mai mare, dar... Da. Iar acum să revenim la întrebarea dumneavoastră, chiar și USR-ul, care din punct de vedere doctrinar nu se poate spune că este de stânga sau de dreapta, de fapt în USR încă există bătălii, pentru că știu situația aceasta că am prieteni și foști colegi de asociație care acum sunt în USR. Nu am dorit, eu nu sunt membru niciun partid, nu am dorit să mă înscriu în niciun partid, asta și pentru că nu simt că mi s-ar potrivi cu adevărat un partid. Eu, de concepție, sunt liberal-conservator, aș putea să spun. Liberal din punct de vedere al măsurilor economice, conservator din punct de vedere al tradițiilor. Și nu există în momentul de față în România cineva care să mă reprezinte pe mine. Ăsta este și motivul pentru care nu sunt înscris în niciun partid. Dar cunosc situația destul de bine și din USR, iar acolo lucrurile nu sunt încă clare, e de stânga, e de dreapta, sunt undeva la 50-50, 50 sunt pro-stânga, 50 sunt pro-dreapta și există susținători în toate partidele parlamentare și chiar și în cele neparlamentare, aș spune eu, dar nu există o majoritate în niciun partid. Tocmai asta face foarte dificilă o eventuală restaurație în următorii 2, 3, 4 ani. Cu siguranță, noi ne dorim lucrul acesta ca organizație, ne dorim și pentru asta am înființat organizația și pentru asta milităm, restaurarea monarhiei. Și nu de dragul restaurării monarhiei, cum ar putea crede unii, ci de dragul României. Eu îmi doresc restaurarea monarhiei pentru România, nu pentru mine. Nu că aș avea eu vreo afinitate cu cineva sau... Nu, pur și simplu istoria și studiind, practic, și comparând ce însemna economia românească în perioada monarhiei, ce înseamnă economia românească azi, ce însemna valorile atunci și acum, am înțeles că monarhia este superioară Republicii, iar monarhia este singura soluție, de fapt, pentru România. Nu este o soluție, este singura soluție pentru România. Dacă România nu revine la monarhie și la valorile ei adevărate, România nu va merge în sus, va merge în continuare în jos. Depopularea României va continua, asta este o problemă extrem de gravă, nu cum spunea doamna Teodorovici acum câteva zile că suntem mândri că avem cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Nu, asta este o tragedie pentru România că avem cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană, pentru că 5 milioane de oameni care au putut să lucreze pentru România, să plătească impozite în România, lucrează și plătesc impozite pentru alții.
Eu mă gândesc la 5 milioane de oameni care și-ar fi desfășurat activitatea aici, trăindu-și viața în mod normal, alături de familiile lor, acasă la ei, nu departe de copii, nu departe de părinți. Eu am situație chiar în familia mea, practic. Eu am doi frați care lucrează în Suedia și lucrează de foarte mult timp. Unul dintre ei urmează să căsătorească în curând, dar celălalt are doi copii acasă și îl așteaptă cu sufletul la gură și mai are și niște probleme de sănătate, dar cum în România anumite persoane au pensie de 10.000 de euro, cei care ar merita pensia primesc 200 de ron. Pensie specială, ca să nu intre cineva la idei că ar putea veni poștașul cu un talon absolut deosebit, cu un talon de pensie absolut deosebit. Nu mai vorbim strict de pensii speciale, că acelea sunt mari. Restul pensiilor, mă rog, mai iau până cresc. Păi da, tocmai ce vă spuneam, da. Că fratele meu care are probleme de sănătate a fost obligat practic să se reîntoarcă la muncă în Suedia pentru că statul român i-a oferit fabuloasa sumă de 200 de ron. Da. Cu care să crească doi copii. O întrebare ceva mai delicată, domnule președinte. Vorbiți despre restaurație. Casa Regală s-a bucurat în ultimii ani de o simpatie uriașă din partea românilor. Dar această simpatie, cel puțin așa mi se pare mie și vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, această simpatie parcă ar fi fost capitalizată de către regele Mihai. Odată cu dispariția regelui Mihai, s-a vorbit foarte puțin despre Casa Regală, parcă și așteptările din rândul opiniei publice nu mai sunt așa mari legate de Casa Regală. Dacă ar fi restaurație, pe cine vedeți pe tron? Majestatea sa, Margareta. Dacă îmi permiteți. Iar majestatea sa, linia de succesiune, Casa Regală a publicat linia de succesiune. Bineînțeles, aceasta, în cazul unei restaurații, aceasta trebuie discutată cu Parlamentul. Parlamentul are și el, la rândul său, un cuvânt de spus în ceea ce privește linia de succesiune. Dar Casa Regală, încă din 2007, a publicat linia de succesiune, fiind, practic, dorința majestății sale regele, care, așa cum spunea și dumneavoastră, s-a bucurat de o mare simpatie și este, cu siguranță, este o mare, mare pierdere pentru, nu numai pentru monarhiști, dar pentru România. Iar eu cred în și am încredere în deciziile luate de majestatea sa, pentru că eu personal l-am cunoscut, am avut această onoare să stau de vorbă cu el în sufrageria din Palatul Elisabeta și deși avea 92 de ani atunci când eu l-am cunoscut, în câteva minute mi-am dat seama că este o persoană extrem de lucidă, extrem de ancorată în realitate, adresându-mi câteva întrebări foarte exacte și atunci nu îl bănuiesc în niciun fel de cum am mai auzit prin presă că poate că a luat unele decizii fără s-a să mai fie despre acest lucru, așa este. Facilitățile sale mentale, dar nu. Nu este cazul. Vă rog, domnule vicepreședinte, voia să interveniți. Da, am spus cam ce dragă colegul meu. Este clar că pentru a ajunge la a ne îndeplini scopul nostru, acela de a restaura monarhia, de a aduce România în cursul ei firesc, întrerupt de sovietici în 47 și de comuniști, trebuie o voință politică. Trebuie ca partidele, o majoritate, să decide crearea unei adunări constituante și să îndrepte această nedreptate istorică. Ce partide politice susțin sau nu susțin monarhia, știu, personalitatea fantastică a regelui Mihai. E o decizie politică înainte de orice. Chiar și organizarea unui referendum pe această temă categoric. Este o, da. O decizie politică. Fără un sprijin venit din zona politică, un sprijin absolut substanțial venit din zona politică, e greu de crezut că lucrurile s-ar putea mișca în sensul unui referendum. O mare parte a populației își dorește lucrul ăsta și este un proces semnificativ, undeva peste 25%. Nu, este mult mai mare. Iar care sunt absolut determinați să și lupte pentru chestia asta, să se implice efectiv.
Procentul este clar mult mai mare. Puterea de creștere este mult mai mare, pentru că, așa cum a spus prietenul meu mai devreme, România nu prea are republicani, pentru că nu stă în ființa acestui popor să iubească Republica, mai ales că ea săraca a fost adusă de prietenii de la Răsărit într-un mod foarte violent. Ori, eu cred că ați întrebat mai devreme ce fel de monarhiști sunt. Sunt mai multe feluri de monarhiști în rândul politicienilor. Sunt monarhiști care cred cu adevărat și sunt în toate partidele, sunt convins. E adevărat, la Partidul Național Liberal am întâlnit mai mulți, dar aș vrea să... Dar ei au datoria să fie toți monarhiști, nu, până la urmă, pentru că împreună cu Casa Regală au construit România. Sunt politicieni monarhiști de conjunctură, de rușine, ca să spun așa, pentru că personalitatea fantastică a regelui Mihai le-a închis celebrele replici pe care le-au învățat de la domnul Iliescu în anii 90, nu? Și atunci nu mai știau că dacă spun ceva de rău, nu pică bine. Și da, râd, zâmbesc, dar se vede așa pe sub zâmbet, se deslușește un rânjet care duce tot la domnul Iliescu. Și sunt politicieni care au fost monarhiști, care se declară în continuare monarhiști ca să mai ciupească niște voturi. Și ăștia sunt oportuniști, ca să-l citez iară pe colegul meu. Bun, decizia trebuie să fie politică și se va ajunge la un moment dat ca discuția asta să fie luată în serios. Nu mă întrebați de ce nu e luată în serios acum, cum nu e luată în serios, pentru că în momentul la care vorbim, nicio discuție nu e luată în serios. Nu este luată în serios pentru că în realitate... Parlamentul României discut. Totul este să facem ceva ca să treacă chestiile astea cu legile justiției, se discută pe același subiect, sunt ignorate chestiuni economice, e groaznic. România nu are niciun plan în momentul de față. Nu are niciun proiect de țară. Nu are absolut nimic. Planul... Dacă ar exista un proiect de țară, cu siguranță că s-ar lua în discuție și această idee. Mai mult decât restaurarea monarhiei. Dar nu există un asemenea plan. Planul este doar cum să facem să ne îmbogățim fără să și plătim. Să scăpăm. Și să scăpăm. Despre asta este vorba. Un proiect de țară, odată făcut de Academia Română, de românii, de românii deștepți, de politicieni, poate fi mult mai ușor urmărit de către un monarh, decât de un președinte care se schimbă la 5 ani sau la 10 ani. Noi n-am avut niciun președinte. Mulți au venit cu entuziasm fantastic. Domnul Iliescu, e adevărat că entuziasmul domnului Iliescu, cu care a fost primit domnul Iliescu în 90, a venit din neștiință și din dezinformare. Dar a fost primit cu entuziasm. Și la plecare a plecat huiduit. Domnul Constantinescu a fost primit cu un entuziasm fantastic. Nu a plecat prea bine. A plecat învins, așa cum a declarat. Domnul Băsescu, nu? Care ne-a scăpat de dictatura guvernului Năstase, salvatorul. Cum a plecat? A plecat rău. Domnul Iohannis a venit cu un entuziasm deosebit. Nu stă prea bine. Nu? De ce facem? Continuăm să schimbăm niște oameni? Până la urmă, orice republican va spune că... Unii dintre ei sunt oameni decenți, sunt oameni decenți, dar nu străluceți prin nimic. Reprezintă întru totul voința electoratului. Ei trebuie să reprezinte în primul rând și aici, de aici pot veni și rezolvări la crize constituționale. Un președinte să fie arbitru situației politice. Nu poate multe fi blocaje arbitru, vin nu va fi în chestia asta pentru că el vine dintr-o familie politică. El poate, a luptat. Sau mă rog, acum e moda să vin din mai multe familii politice până îți găsești care. Președintele Iohannis a venit cu propunerea unei viitoare modificări a Constituției, în sensul în care să clarificăm dacă suntem, ne dorim să fim o republică prezidențială, parlamentară, dar să lăsăm asta cu semin deoparte. Cu ce propunere a venit? Să clarificăm dacă suntem o republică parlamentară sau prezidențială? Să ne gândim ce ne dorim. Ce și anumite reflexe comuniste l-au făcut să scape punctul 3. Sau monarhie. Pentru că dacă tot consultăm poporul, de ce să nu punem tot ce avem pe tapet, nu? Mergem din reflexul ăsta, nu putem decât... Asta e de la domnul Iorgovan, care a băgat în Constituție să nu se schimbe. De ce? Așa i-a spus Iliescu. Și refuzăm să gândim, refuzăm să ne rupem de modul în care am învățat să ne manifestăm civic, să vorbim, să ne impunem ideile în anii 90. Asta e problema noastră. Domnilor, ați spus, mai avem doar un minut, dar nu pot să trec peste, ați spus că undeva 25% dintre români sunt monarhiști care își doresc
restaurația, să folosesc. Este adevărat, iar procentul lor nu a scăzut, cum spuneați dumneavoastră, odată cu dispariția de pe acest pământ a majestății sale regelui. E firesc când pleacă o personalitate foarte mare, ca lumea să fie dezamăgită și cel care urmează e la început de drum, nu? Sunt foarte convins. Vreau la altceva. Sunteți, știu eu, un target electoral foarte atractiv pentru orice partid din această țară. 25% cu ce electorat în mod tradițional are partidul respectiv, păi iată, guvernează, fără probleme. Ar trebui să, ca acest segment monarhist din societatea românească să fie foarte curtat de toate partidele, de la stânga până la dreapta ișchierului politic. Deci sunt amestecate, după cum spuneți și dumneavoastră. Ori nu văd aceste mișcări din partea partidelor pe care, într-adevăr, le bănuiesc de oportunism politic. Pentru la modul... Nici Casa Regală nu încurajează lucrurile astea. Regele Mihai și Majestatea sa Margareta, mai nou, nu tolerează amestecul în politică pentru a nu-și discredita rolul pe care ei trebuie să-l aibă când vor conduce, când și va conduce țara. Pentru a putea rămâne cu adevărat independent. Acela de adevărat arbitru. Am înțeles. Din păcate, nu. Regele Simeon a făcut asta în Bulgaria, n-a ieșit prea bine. Și liberalii au propus regelui Mihai să facă ceva asemănător în România. A propus domnul Câmpeanu, nu liberal. Da. Președintele Partidului Național Liberal în acea perioadă. Și sunt convins că la un moment dat liberalii vor propune crearea unei adunări constituante și revenirea la monarhie constituțională. Lucrurile se mișcă bine în Partidul Național Liberal. Când se va întâmpla acest lucru, ne vom întâlni aici în studiourile București TV și vom comenta și vom dezbate această inițiativă. Din păcate, nu mai avem timp acum să continuăm discuția noastră. Vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru discuție. Sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, iată, peste o oră și jumătate, până când ne vom revedea mâine seară, adică toate cele bune.